din primele versete, Domnul Iisus zice că ferice de cei care au ascultă, citesc și împlinesc ceea ce este scris în cartea aceasta, Apocalipsa. Prin semnele care a, sunt de, Domnul Iisus le descrie în Apocalipsa, El descrie evenimentele care au să aibă loc înainte de venirea Lui. Apocalipsa este o carte în care Domnul Iisus, din bunătatea și din dragostea Lui, El descopere evenimentele prin semne, evenimentele care au să aibă loc înaintea de venirea Lui, fiindcă este un mare pericol pentru poporul lui și el dorește să preîntâmpine copiii lui, fiți atenți, uitați-vă ce are să se întâmple, fiți atenți ca să nu cădeți și voi ca și mulți, din alți, mulți alții. Eu cred că evenimentele descrise prin pecețile, pecetele cele șapte, inclusiv trimitele cele șapte, ele deja au început de mult să aibă loc. Personal, cred că noi suntem deja în trămița a șaptea, în perioada trămiței a șaptea și cel puțin începutul acestor evenimente s-a început cel puțin subiectiv, înțeleg, dar cel puțin, cred, de la 70 la 100 de ani în urmă. De ce cred așa? Nu, nu avem, nu este pasajul acesta astăzi, dar vom ajunge și la el ca să vă arăt că în cartea aceasta, sunt descrise, sunt descrise niște semne prin care noi putem să zicem a, iată care este perioada pe care o trăim. Perioada pe care o trăim. Așa că ieșind din semnele pe care Domnul Iisus le, ni le arată, semnele, Domnul Iisus a zis, când veți vedea semnele acestea, să știți că timpul, ok? Nu calendarul și nu persoanele. Apropo, cine poate nu a înțeles până acum încă, Că dacă prima dată Domnul Iisus a venit ca să sufere, ca să fie bagiocorit, ca să fie scuipat, imaginați, El este sursa cuvântului lui Dumnezeu. El a dat cuvântul, prin El a fost creat totul și ca urmare El vine pe pământ și cu dânsul se poartă ca și când ar fi fost un eretic. El scuipă, își băteau joc de mesajele lui. El care este începutul la toate acestea. Înțelegeți la, la ce nivel omenire poate să ajungă să, fi, să, să cadă? Ea, nu vă gândiți că astăzi este mai bine. Dar când vine a doua oară, Domnul sus nu mai vine deja ca să sufere. El, el spune că vine în mare slavă și împreună cu cei care L-așteaptă și vor sta în picioare, El începe să-și instaureze împărăția sa pe acest pământ. Perioada pe IV a patra a fost o perioadă extrem de tragic, fiindcă în această perioadă, aha, pasajul ne zice, sau Domnul Isus ne zice că au murit 25% din cei vii. Eu o să revin la ce înseamnă la cei vii. 25%! Și aceasta nu este numai o perioadă, mai sunt perioade de acestea, mai târziu. Tragedia se datorează stării spirituale în poporul lui Dumnezeu. De ce vreau să, evalui, să um, ne întoarcem puțin, să evoluăm puțin uh, cele primele trei peceți, adică să uh, ne aducem aminte puțin despre cele trei peceți care au fost primele, fiindcă ele sunt uh, parcă premărgătoare, așa zis, sau una după alta, într-o ordine parcă, uh, parcă sunt puți. În prima perioadă, sau perioada primei peceți, a fost pusă la încercare credința. Țineți minte, este un cal. De, a, e scris de culoare, de el nu are culoare, ci de o stare a, strălucite, albă Și cel care sta pe acel cal, a, calul, a, ajungem curând și vă zic ce înseamnă și calul Avea un arc și i s-a dat, dat putere ca să bire. Din păcate, poporul lui Dumnezeu nu a dat dovadă de o credință adevărată Și poporul fiind ferescutul credinței majoritatea, spunem, au căzut în bătălie spirituală și nu au rezistat săgeților arzătoare care au fost trase în credința credincioșilor. De aceea, testează credința, fiindcă numai cei care vor sta în picioare când se întoarce Domnul Iisus, numai cei vor fi cu ei în împărății sau vor împărăți cu Domnul Iisus. Pe cea a doua, cum înțelegeți, da? Este un fond. Pe o, sau cu o credință de doi bani în poporul lui Dumnezeu. Asta nimeni nu cunoaște. Dacă n-ar fi spus el, nimeni n-ar, putea să facă așa concluzie, fiindcă numai Dumnezeu cu, poate să cunoască o de pe tot pământul. Acum, pe un fond de o credință de doi bani, vine calul înfocat sau puterea cea înfocată. Și cel de pe el avea, țineți minte cea? O sabie mare. Este sabia gurii. Poporul lui Dumnezeu este cel, sau ar fi trebuit să fie cel, care să mențină stare de pace în lumea aceasta, dar ei singuri s-au angajat la acest război cu sabia gurilor ca să se ucide unul pe altul, ne spune Dumnezeu. Frații au scos sabia unul împotriva altuia. În toată lumea s-a început lupta, oamenii au început să se înjunghe unii pe alții, așa cum ne spune și textul, un popor împotriva altui popor și o mulțime de vești de război. Și o perioadă mai lungă. Sabia credinciosului. După cum ne spune și Pavel, trebuie să fie numai sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă nu ai sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, atunci neapărat vei folosi altă sabie, care este sabia Duhului omului sau al Duhului tău. Acum, a treia. Pe deasupra la toate cele de mai sus, o credință slabă, o luptă între oameni, Vine și calul întunecat, sau puterea aceasta întunecată, care are în mână un juc sau cântar. Ambele cuvinte sau ambele traduceri sunt, sunt corecte. În mâna lui. Oamenii, vă imaginați, oamenii și așa sleiți de puteri din cauza credinței slabe, având lupte între ei, vine cau acesta care reprezintă foamea spirituală. Lipsa de cuvântul lui Dumnezeu. Foametea spirituală. Cum? Cuvântul lui Dumnezeu în perioada aceasta este amestecat cu toate ereziile. Mai rău decât atât, cuvântul lui Dumnezeu este răstălmăcit și din cuvântul care trebuie să aducă viață, spune că el aduce moarte. Credincioșii în perioada aceasta, sigur că sunt excepții, credincioșii în această perioadă își caută mâncarea spirituală individual, de el, ei rămân în orice caz flămânzi spiritual, fiindcă ei nu reușesc să se hrănească destul spiritual. 4. Astăzi suntem în perioada sau să descoperim, să deschidem pe cetea a patra. Cum? Înțelegeți. Prima este credință slabă. Oamenii se luptă între ei. Și flămânziala, încă spirituală, cu alte cuvinte, omul nu este hrănit. Ce credeți că trebuie să vină după asta? Moartea. Înțelegeți? Noi vorbim termeni spirituali. Noi, noi judecăm lucrurile în fel spiritual. Acum, credința de doi bani, majoritatea, este ceea ce spune a, Domnul Isus. Credința de doi bani. Oamenii au început să se înjunghe unul pe altul cu sabia gurii. Flămânzeală, care, care voi ști mai târziu un cuvânt care spune Dumnezeu de la Amos, că nu flămânzeală de pâine și sete de apă, dar flămânzeală, după auzirea cuvântului Lui Dumnezeu, a flămânzeală aceasta, a slăit poporul la, la în, a, în a așa măsură, că ca urmare vine următoarea putere care este moarte. Este adevărat, este moarte. Omul spiritual nu poate să supraviețuiască în așa condiții. De ce? Când a rupt pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând vino și m-am uitat și iată un cal gălbui. Cel care stătea pe el se nu moarte și locuința morților îl urma. Le s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucide cu sabie, cu foamete, cu ciume și cu fiarele Pământului. Prin cal, Biblia, în termeni spirituali, se, a, se arată sau se ilustrează puterea, o putere. Este un cal, spunem, un cal gălbui. A, prin culoarea care este tradusă ca culoare, în greacă nu este culoare, dar este o stare, starea acestui cal sau acestei puteri este e tradusă gălbui. Dar a, în greacă este un cuvânt așa, mai care e greu să-l traduce, este vejui gălbui. Și să cui culoarea aceasta? unui mort. Asta e culoarea. Palid, dar într-atâta că te uiți la el și te nu înțelegi. Da. Oare ai fost speriat până la moarte, se zice? Oare ești de o culoare ca unui om mort care stă în sicriu? De deci ce e și moartea, înțelegeți? Ea descrie starea și nu descrie culoarea A, acestui cal, așa zis. Acum, moartea spune că este călărețul. Astfel, puterea patra este moartea și locuința morților el urmează. Cu alte cuvinte, moartea merge și ucide și aruncă în locuința morților. Acum, cu ajutorul la ce acest Duh omoară? Fiindcă puterea aceasta poate să fie și un Duh și eu cred că este o putere în formă de spirituală, desigur, în formă de Duh. Acum, cu, cu, cu ajutorul la ce moartea ucide? Și este descris. Cu ajutorul la patru urgii în aceeași perioadă. Imaginați, patru urgii în aceeași perioadă. Acum, ca să clarificăm puțin cuvântul moartea, fiindcă de multe ori noi ne gândim, moartea este atunci când noi plecăm de pe acest pământ. Pah, și ai murit. Pah, ai murit. Sau s-a întâmplat ceva. Accident, a, cancer, a, mai știi ce, și au murit. Nu, omul atunci nu a murit, de fapt. Biblia mai degrabă descrie starea a omului în sicriu, o adormire. Fiindcă este numai o trecere. Omul nu moare pur și simplu. În, în, în lumea spirituală nu este astfel de moarte. Știți, ai plecat de pe acest pământ și este moarte. Moartea, în termeni biblici, în termeni spirituali, este aruncat sau trimis sau în locul hadesului, în locuința morcelor. Acolo unde nu este Dumnezeu. Moartea este același cuvânt în locul acesta, este același cuvânt care îl folosește Dumnezeu în cazul lui Adam și Eva, când le spune, dacă veți mânca din pomul acesta, neapărat spune, veți muri. Este exact același termen. După cât înțelegeți, Adam și Eva nu au murit, nu? Ei au rămas în viață, dar au murit în sens spiritual, fiindcă din momentul acela s-a rupt relația lor spirituală vie cu Dumnezeu. Și ei au murit din același moment. Acum, însăși termenul de locuința morților, Hadesul, sau și o în ebraică, este un termen spiritual. Însă nu poți să te gândești la un loc fizic oarecare. Este un termen care nu se referă, apropo, termenul acesta nu se referă la copiii lui Dumnezeu care mor. Fiindcă cei care mor, care sunt cu Dumnezeu, ei nu merg în locul acesta. Înțelegeți? De deci nu se referă la copiii lui Dumnezeu. Cum? Hadesul, în urma, îl urmează. Moartea ia viața și îi aruncă în Hades sau în Șeol. Aruncă în locuința morților, e tradus în limba română. Domnul omoară și învie, El coboară în locuința morților și el scoate de acolo. Psalmul 30, versetul 2 și 4. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către tine și tu m-ai vindecat. Fiți atenți aici. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, poți să fii încă în viață și să fii deja în locuința morților. Înțelegeți ideea care este? Poți să fii în viață și să fii deja acolo. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață. Înțelegeți? M-ai adus. Dar stai, nu era, nu era în viață, dar m-ai adus la viață. În, sens, în, termeni spirituali, mai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Cântați Domnului pentru aceasta. Voi cel ce, care îl iubiți, măriți laudele Lui sau laudele voastre numelui Lui cel Sfânt. Salmul 55 cu 15. Să vină moartea peste ei. David vorbește. Și să se coboare de vii în locuința morților. Vedeți, este, este extrem de important să înțelegem că în locuința morților tu deja poți să fii. Noi așteptăm cândva, nu. În locuința morților, apropo, majoritatea deja sunt. Este un loc în care din viața aceasta deja ajunge acolo. Și nu, nu, este o aberație care cumva am făcut o concluzie. Este textele care au pe negru chiar să vorbesc, vorbesc despre aceasta. Să vină moarte peste ei și să coboare de vii în locuința morților că și căci, fiți atenți! Și mai aduci chiar și concluzia de ce? Că și răutatea este în locuința lor, în inima lor, spune. Cu alte cuvinte, este o stare a omului care te duce pe tine în locuința morților încă de vii. Acum, în Apocalipsa 1 cu 18, Domnul Iisus zice așa că el ține în mână cheile morții și locuința morților. Sunt multe texte care nu le citim astăzi, că sunt prea multe texte care să le citim, dar este interesant că eu și David vorbesc cel mai mult de locuința morților. Probabil că înțelegi de ce, nu e așa? Fiindcă ei au suferit extrem de mult în timpul vieții lor. Acum, în locuința morților, cum am zis mai sus, nu mai poți să-L lauzi pe Dumnezeu. Din nou, textele biblice sunt. Adică dacă ai ajuns în locuința morților, tu nu poți să-L lauzi pe Dumnezeu. Și cred că ați avut și noi toți probabil am avut experiențe de acestea. Și mie personal au venit și persoane și mi-au spus, auzi, nu pot nici să citesc, nici să mă rog, nici să aud pe Dumnezeu. Este o stare ca și când ai fi deja în locuința morților. Acum, cum am zis mai sus, în locul acesta nu sunt aruncați copiii lui Dumnezeu, care sunt în pace cu Dumnezeu. Cât sunt pe pământ sau cât, sau în perioada în care ei plec de pe acea, pleacă de pe această pământ. Cum? Locuința morților este un loc spiritual. Ca urmare, Moartea despre care se vorbește este o moarte spirituală. Cu alte cuvinte, în perioada aceasta, oamenii care au fost omoriți, nu au fost omoriți, tăieți capul și luați de pe acest pământ, adică pus în țărâna pământului. Ei au fost omoriți în sens spiritual. Au fost aruncați în locuința morților în sens spiritual. Apropo, aceasta este cu mult mai grav. Cu mult mai grav, fiindcă tu dacă ești viu, Ești în pace cu Dumnezeu și cineva ți viața, nu ai nicio problemă. Mare brânză. ți a luat trupul, ți-a luat sufletul ăsta. Nu și ce. Nimic nu ți-a putut face, o nu, nu e așa. Tu ai fost în regulă, da, ai plecat și ți mai bine chiar acolo. Oh, dar dacă ți-a ți luat viața, te-a aruncat de acum în locuința morților din timpul acesta, să știi că ace -a, a, 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 gravitatea aceasta este extrem, extrem de mare. Acum, cu ajutorul la ce, moartea o Înțelegeți că aici vine moartea. Și ea are niște instrumente cu care ea omoare, în termeni spirituali, omoare oamenii și se arată ca a patra parte a pământului, sau 25%, acolo și ajungem la aceasta, cu ajutorul acela, la patru urgii, pe care Domnul, wow, și ajungem, se leagă, nu așa, la ceea ce aici am predicat, înainte ca să începem de Apocalipsa, cele patru urgii, trimise de Domnul împotriva poporului lui din cauza devierii de la căile lui. Știți, dacă ei aceste patru urgii și le vorbim numai din Vechiul Testament, probabil că oricare din voi va fi gata să arunce cu pietre în mine că va zice că aceasta se vorbește despre națiunea Israel din vechime. Dar el este în Noul Testament, nu-i așa? El este în perioada lui Hristos. Apropo, Apocalipsa a fost dată 95 de ani după Hristos. Și evenimentele despre care se vorbește, se vorbește despre ultimele zile. Nu despre înaintea noastră. Acum, pe scurt, haideți să ne uităm, să le trecem foarte fugitiv aceste patru urgii care sunt remise de Domnul, spune. El zice, apropo, ele sunt început, sau descrierea lor se începe încă de la exod. Noi atunci am vorbit de la Ieremia 34. Acum, moartea ucide cu sabia, spune. Nu, nu, nu ne oprim, fiindcă deja am spus vreo câteva Sabia în lumea spirituală este cuvântul gurii. Deja am vorbit puțin despre ea. Sabia credinciosului, care trebuie să fie? Cuvântul lui Dumnezeu. Care aduce ce? Pace viață, lumine, călăuze, cunoștință de Domnul, o viață schimbată. Înțelegeți? Sabia noastră este altă sabie. Noi nu folosim sabia Duhului nostru, dar folosim sabia Duhului Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu, care aduce vindecare, spune. Ok. Cum Moartea, a doua, ucide cu foamea Și citeți în Amos, Amos 8 cu De fapt, asta o ținmite și pe în ultimele zile, spune Domnul, vin zile sau în ultimele zile, Zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite, voi trimite foametea în țară. Dar nu foametea de pâine, nici de sete de apă, ci foametea de sete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. De aceea, încă o dată, nu tolerați foametea spirituală. Dragii noștri, vă rog, asta nu este pentru binele meu. Este numai pentru binele nostru. Imaginați-vă ce s va întâmplat dacă tu nu vei mânca sau nu te vei alimenta luni de zile. Corect. Ce se va întâmpla cu tine? Înțelegi? În sens spiritual este și mai gravă situația. De ce? Nu tolerați nici într-o formă, nu tolerați foametea spirituală. Căutați neprihănirea aceasta, căutați cuvântul lui Dumnezeu, căutați să vă hrăniți spiritual, ca și când v-ar fi sete de apă în ziua cu soare puternic. Moartea, ucide cu ciuma. Oh, ciuma este foarte strașnică. Știți de ce? Fiindcă ele, ea se naște în rândurile noastre. Dumnezeu zice că dacă veți scăpa de sabie, de foamete, de fiarele pământului și vă veți ascunde în locuri ascunse, spune că eu voi trimite în mijlocul vostru ciume ca să vă distrug cu desăvârșire. Ciumele sunt ereziile pe care singur le născocim și deviem de la adevărul lui Dumnezeu. Ca rezultat, gândiți-vă, creștinismul a ajuns să fie cel mai divizat din toate religiile din istoria omenirii. În ultima 100, 150 de ani, creștinismul a devenit că sunt ramificări, mii de ramificări, mii de ramificări. De unde s-a produs aceasta? Din mijlocul nostru, din ereziile, din ciuma care vine. De aceea, vreau să-ți dau un sfat aici scurt. Nu te apuca să înveți că au fost de al de tine și de al de mulți din noi, au fost mulți înainte noastră, care au creat multe, multe visuri de ale lor. Nu mai nu ceea ce trebuie. De deci, Nu te apuca de învățat mai bine, fiindcă, cum spune și Noul Testament, fiindcă vei fi și mai mult judecat. Cum fiarele pământului. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește clar că în afară de fiarele sălbatice care le găsim în pădure, mai sunt și fiare sălbatice, nu numai cu patru picioare, dar și cu două picioare, dar cu Duhul fiare. Și ele, apropo, ele se plimă, spune Dumnezeu, pe toate străzile noastre și sunt gata să rupem bucheți pe orice cine. Care sunt străzile noastre? Orice sursă de informație. Orice sursă de informație. Cu alte cuvinte, orice video, predici, canale televizate, cărți, persoane care sunt aproape, ha, ele sunt gata să sfârșie totul. De aceea, fii atent, sunt toate șansele că vorbitorul tău preferat, pe care îl asculți constant, poate să fie chiar el, fiara, care te poate duce la moarte. Fiarele acestea au înfățișare, după cum spune Domnul sau Apostolul, au înfățișare de îngeri de lumină, dar mușcătura lor poate să fie o mușcătură mortală. Ele au puterea de a rupe convingerile și de a planta alte convingeri în creierul nostru. Este absolut crucial să înțelegem. Și eu cred noi trăim astăzi consecințele de cețelor și trimițelor. Așa că, dacă mai ești în viață, ești în stare să mai auzi și vorbim acum. Știți de ce? Hai să privim o realitate. Din perspectiva spirituală. Li s-a dat putere, spune. Li s-a dat putere. Peste a patra parte a Pământului, ca să ucidă. Acum, Pământul, în afară de țărână care noi o cunoaștem, mai simbolizează sau mai înseamnă lumea fizică. Și lumea fizică nu neapărat animalele, dar însă și oamenii. Cu toți înțelegem aceasta. Acum, lumea fizică sau oamenii se împarte în două categorii. Cei vii și cei morți. Cred că nu trebuie prea multă explicație aici. Lumea fizică, oamenii, se împarte în două categorii. Cei vii și cei morți. Nu vorbim de denominații, religii, nu știu mai ce acolo. Sunt cei vii și cei morți. Acum, moartea fizică, cum am zis, este o adormire. Acum, moartea ucide, spune, spiritual. Fiindcă moartea nu poate să ucide pe cel mort, înțelegeți? Moartea ucide spiritual pe 25%. Pe cine? Înțelegeți? Pe cei vii. Moartea nu ucide pe cei morți. Mortul e mort, nu? Nu poți să-l ucizi. El trebuie întâi să -i învie. Apropo, toată lumea se naște mort. El trebuie să învie. Orice care persoană trebuie să învie. Dar noi toți ne-am născut morți. Nimeni nu s-a născut viu spiritual. De la Adam și Eva încoace toți, absolut, fără excepție, toți ne-am născut morți. E trebuie să... Tre și fiecare trebuie să învie. Acum, să facem niște calcule. subiective, foarte subiective. Nimeni nu poate să numere. Dar haideți numai așa, să ne imaginăm. După unele statistici pe care le cunosc, în lumea de astăzi există, sau populația pământului nostru, este în jur de 7,32-7,33 miliarde de oameni. Se presupune că în jur de 4 miliarde sunt creștini. Okay. În jur de 4 miliarde sunt creștini. Sunt mai multe statistici, ele deviază, de totuși. În jur de 4 miliarde se spune că sunt creștini. Acum, fiindcă, înțelegeți, fiindcă majoritatea presupunem noi, majoritatea totuși sunt creștini nominali, care na, ne îndoim noi că ei sunt vii, haideți să presupunem că numai 20% din ei sunt vii, spirituali. Cât ne mai rămân din 4 miliarde, dacă tăiem 80%, în 20% cât rămân? Hai, că cine cu matematica la fugă? A, ah, 800 de milioane. Ok, din 4 miliarde, dacă luăm așa, din nou, acestea sunt absolut subiective, dar ca să ne imaginăm puțin gravitatea. Înțelegeți? De ce? Aducem exemple acestea. Acum, din 4 miliarde, mai rămân 800 milioane care sunt vii. Ok. Moartea spune că ucide 25% din ei. Câte milioane acolo? Din, din 825%, 200 de milioane. Ceea ce ne spune Domnul Iisus, că în perioada aceasta, din cei vii, nu din cei morți, din cei vii spiritual. Oh, cine spune, dar nu e posibil că cei, cei născuți din noi nu mai mor. Oh, serios. Știu, sunt multe învățători de acestea. 25%. Dar aceasta nu este ultima etapă. 25% te spune din cei vii. Ei au murit. Cu siguranță că numai Dumnezeu știe numărul fiecăruia. Cu siguranță că numai El știe câți cu siguranță știe cât au murit, cu siguranță că numai el știe cât au fost vii. Nu avem noi nicio idee despre aceasta, dar mesajul Domnului Iisus legat de tragedie care a avut loc trebuie să ne pune într-o alertă foarte puternică. Că știm cine este Cel ce a zis. A mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său grozav lucru, este să se cazi în mâinile Dumnezeului Celui Viu. Apropo, el se referă la credincioși. Uitați-vă mai departe. Și dacă cel neprihănit, spune Apostolul Petru, scapă cu greu ce se va face cel nelegiuit și cel păcătoș. Cu alte cuvinte, chiar și cel neprihănit. Și ce înseamnă neprehănit? nu așa? Am vorbit de mai multe ori. Acum, ca să luăm mai la viața noastră, mai aproape de noi. Să ne evaluăm probabil pe noi, nu? Că altfel de ce mai este dat descrierea aceasta? Ca să ne ajute pe noi, să ne trezim noi probabil. Nu cumva ești mort sau nu cumva sunt mort. Dar cum să-ți dai seama dacă ești mort sau viu? E altă întrebare bună, nu? Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu te mai pune în alertă de a te corecta, de a schimba atitudinea, purtarea, faptele căile tale, de a te schimba ca persoană, de a căuta să faci în toate voile lui Dumnezeu. Dacă ești apatic, nu mai ai interes față de cuvântul lui Dumnezeu, de lucrurile care te așteaptă și bune și rele în viitor, atunci cel mai probabil că dormi bine, dormi somnul mortului. Este o stare destul de periculoasă. De ce e în cazul acesta? Și ce ne spune Dumnezeu? Strigă la el. Trezește-te. Cât mai este timp, spune. Treziți-vă din somn. Da, treziți-vă, spune. Domnul este plin de bunătate și îndurare ca să îți dea o șansă cât mai ești pe acest pământ. Și până când nu a venit El, ca să te trezească din somnul morți sau din moartea spirituală. Domnul O moară și învie, dar el și coboară și sau ridică din locuința morților pe cei care sunt deja acolo. Dar dacă ești viu, dacă ești viu, nu te relaxa. Și nu fi nepăsător față de chemarea Domnului și de cuvântul Lui. Dacă ești viu, trebuie să se vadă că ești viu. Omul viu, știți, face gălăgie. Omul viu, cel puțin miroasa sudoare de la el. Adică transpiră. Că el muncește. El dă din coate. El face ceva. Se simte și se aude că el e viu. Omul viu e viu. Indiferent cum n-ar mirosi el, dar el e viu. El face ceva. Dacă el viu, nu, nu, rămânea pasiv, nu rămânea într-o parte. Nu te uita dintr-o parte, fiindcă omul viu ce caută să facă. E prinde viață, spune. Dar ce face când viața ce? Din abundență spune, iese pe deasupra, se dă. Omul viu este cel care trăiește. De ce fie atent că pericolele sunt, care ne pasă la orice pas sunt pentru cei vii, fiindcă cei morți deja sunt morți. Sunt pentru cei vii. De ce și Domnul Iisus spune, mai ales în ultimele zile, pune fiți atenți, vegheați, că timpuri ca acestea nu au fost și nu vor mai fi de grele cum vor fi. Spune, vegeați, vegeați ca și când ar fi alertă din toate păstele. Fiindcă așa și este. Cu toții noi trebuie să ne întoarcem și fiți atenți. Cu toții trebuie să ne întoarcem la toate căile lui Dumnezeu. Cu toții trebuie să ne întoarcem la toate căile lui Dumnezeu. De ce? Nu fi lenos. Caută mâncarea spirituală. Mergi la un grup de creștere, fiindcă de unul singur, O oh, lupi din pădure, o să te mănânci. Învață să trăiești voia Domnului. Oh, ultimele, ultimul timp foarte des întreb, pe mai mult am întrebat, ce înseamnă să trăiești voia Domnului? Zic, atâtea răspunsuri că chiar te îngrozești. Hai să vă citesc exact cum spun eu, ce înseamnă să faci voia Lui. Mica 6 cu 8. Si s-a arătat omule, spune Dumnezeu, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Nu ne oprim la toate, vreau numai la unele momente să ne oprim. Ce înseamnă să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Știți copilul care este zos, de din picioare, strigă, niorlă, știți un cuvânt mai popular, strigă din nou, dar, <laughs> el dar un, copil smerit, el e insistent. Numai că, știți așa, cu o dulceață se apropie, o să, o să dobândească ce vrea. Dar nu cu, a, cu mândria aceasta, cu aceasta. Iată ce înseamnă să știți că noi, Doamne, dar Tu ne-ai promis în fiecare zi. Doamne, dar Tu trebuie să faci. Asta nu-i smerenie înaintea lui Dumnezeu. Interesant, moment noi așa, dar nu avem prea mult timp ca să ne oprim la el, Zaharia. 7, 9 cu 10, vom ști două locuri de aici. Așa a vorbit Domnul Oștirilor. Așa a vorbit Domnul Oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Wow! Dacă vă întrebam până acum ce înseamnă să faci voia Domnului, cine avea să zic aceasta? Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare durare unul față de altul. Nu asupriți pe vedevă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și niciunul să nu Wow! Gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Când mergi în dormitorul tău, când ești singur, singureu, Nu este nimeni în jurul tău. Dumnezeu spune că în inima ta să fie bunătate și să nu te gândești de rău absolut de nimeni în lumea aceasta. Zaharia, 8, 16, 17. Iată ce trebuie să faceți fiecăruia, fiecare să, sp să spună aproape lui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea pecii. Înțelegeți? Care creăm pace, cu alte cuvinte, noi facem așa ca în urma noastră să rămână pace. Niciunul să nu gândească din nou, a doua oară. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproape lui său. Și nici să nu iubiți jurământul strâm, că și toate lucrurile acestea eu le uresc, zice Domnul. Mai este o stare. Cea mai tragică stare. O stare care eu am numit-o nici viu, nici mort. Miroasă a carne prăjită. Căldicel numește Apocalipsa starea aceasta. Nici viu, nici mort, spune. Indiferent. Este cel care judică, știi totul. Care judică totul. Care cunoaște totul care vede totul, care spune totul, oh, nu contează, el spune ce se gândește. Este cel care în urma lui lucrurile se risipesc, dar nu se zidesc. Este cel care întotdeauna rămâne ceva în urmă care te gândești, măi, ceva nu este bine aici. El știe Scriptura, o, oh, se roagă, mai ales înainte de masă, înainte de mâncare, știți? O, oh, da, vin la biserică, e la biserică în genere sfânt. Asta se numesc oamenii care nici viu, nici mort. Cu alte cuvinte, la aparență el parcă este viu, dar în inimă este... Credeți că a, din nou fac aberații? Nu, nu avem timp să ne ducem. Gândiți-vă la Domnul Sus, la cine el arată. Că ei sunt nici vii, nici morți. De aceea, dacă cumva miroasa ars de la tine, mă refer, la de cel, cu aceasta încheiem. Nici viu, nici mort, alergă după ajutor. Fiindcă în starea aceasta este cea mai grea ca să poți să te ridici. Este cea mai grea ca să se ridice cineva din genunchii aceștia. Este extrem de complicat. Nu te bizui pe puterile tale sau pe căile tale. Fiindcă multe căi se par omului bune, dar la sfârșit duc la moarte. Nu te teme, ci întărește-ți mâinile. Aceea vași Dumnezeu vorbește prin el și spune. După cum ați fost un blestem între neamuri, cu alte cuvinte, chiar dacă ai fost din locuința morților acolo, chiar dacă ai fost departe, chiar dacă ai fost în stare aceasta, chiar dacă ești în stare aceasta, spune, după cum ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, nu repet, din nou, înțelegeți, casa lui Iuda și Israel vorbește de poporul lui Dumnezeu în zilele noastre. Tot astfel vă, aha, vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți și întăriți-vă mâinile. Că așa vorbește Domnul Oștirilor, după cum am căutat să vă fac rău, când mă mâniau părinții voștri, zice Domnul Oștirilor, și nu m-am căit de lucrul acesta, tot așa, acum, mă întorc în zilele acestea să hotăresc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! Știți de cine trebuie să ne temem? Nu de moarte, nu de starea noastră, indiferent care n-ar fi acum. Poți să miroși la ce n-ai mirosit. Poți să fii cum n-ai fi acum. Dar în bunătatea lui Dumnezeu zice chiar și de unde ești, chiar și de în fundul locuinței morților, chiar din cel mai adânc loc, cel mai imposibil loc, chiar dacă ai ajuns în focul cel mai mare, în păcatul cel mai mare, în distanța cea mai mare de Dumnezeu, spune, eu sunt gata să te scot înapoi. Dar știi ce spune Domnul? Spune, dar întoarce-te, spune. Și eu te voi învia. Și cu ce înseamnă aceasta? Că nu El te va învia întâi dacă tu nu faci primul pas. Dacă tu nu găsești o scăpare la El, spune că tu nu cum să te scapi El. Eu trebuie să fac un pas ca El pe urmă să mă ia, să mă spele, să mă învieze, să mă aducă la viață, să pună în mine tot ce am și ce mi lipsește. Dar eu trebuie să fac un pas. Iată ce azi cere Dumnezeu de la noi. Dacă ești mort, spune, te învii, nu mai vine, spune. Eu strig, dacă ești viu, spune, oh, și mai, și mai mult vii. Divinul și mai înflăcă. Iată ce înseamnă focul de pe alta. Și mai în flăcăre. dacă ești căl de cel, și tu ai scăpare. Nu mai strigă, spune. Este întotdeauna scăpare. Cât timp mai ești în viața aceasta. Și cât timp încă nu a venit Domnul Iisus. Este scăpare la El. De deci ce strigă din toată inima ta. Trebuie să ne temem nu de moarte, dar de Dumnezeu. Cel care poate și singurul care are cheia de locuinței morților și poate să te arunci acolo. Iată de, de el trebuie să te temi, dar nu de moarte. Așa că Dumnezeu să te ajute ca, cu adevărat, să fii în picioare când Domnul Iisus se întoarce și cu zâmbet pe față.